Hai, salut! Eu sunt Racu și bine m-am regăsit la Clash Royale în Arena 11 din întâmplare, pentru că doar ce am făcut un match și am intrat, de fapt nu doar, a fost acum 13 ore, dar am vrut chestul. Am vrut un chest și am intrat în Arena 11, v-am zis, nu mi-e foarte greu să intru în Arena 11, e foarte greu să mă mențin aici sau să pușez în trofee, adică la 3800 e super easy să ajung, dar de la 3800 în sus deja e ceva mai greu, dar oricum astăzi, de fapt, nu știu, probabil o să jucăm și în Arena puțin astăzi. Nu știu sigur, dar ce vreau să facem este mega important pentru că o să fie primul challenge, bine, are potențial de a fi primul challenge pe care îl voi termina fără să pierd. Bine, nu știu că a mai fost unul, dar erau la practice și oricum, de fapt nu erau practice, erau doar 6 win-uri, știi, și am făcut 6 win-uri fără să pierd, dar am făcut, aici am reușit să fac 8 win-uri fără să pierd și sunt pe cale să termin challenge-ul, dacă reușesc să termin battle-ul ăsta. Da, adică să câștig, oricum am 3 încercări, basically, să termin ultima luptă din challenge-ul ăsta, dar ar fi foarte tare să reușesc să termin la 9-0. Totul depinde de ultima luptă, dar hai să deschidem chesturile astea înainte de orice. Deschidem gold chest-ul și avem, ok, 30.000, oh, chiar foarte bine ce a picat înăuntru. Ok, și crown chest-ul era, să zic, clan chest. Clown, holy shit, mai bine îmi dădea încă două rare, sincer, sau mai bine îmi dădea încă o rară. Cel mai bine, 3 muskies, deci absolut nimic bun aici, nu folosesc 3 muskies, nici squipiciu, nici Tesla, nici cel mai prost crown chest. Ok, hai să donăm și hog-ul. Bun, și hai să dăm battle. Asta e lupta finală, fraților. Chiar m-aș bucura foarte tare să câștig din prima. Nu știu exact ce să iau aici, cred că iau princess-ul. Mega Knight sau Sparky. O să iau Sparky-ul, pentru că se descurcă cu Mega Knight. Nu i-aș da rachea... Fuck! Hai că iau eu racheta, deși... Da, nu știu. Ok, și iau și scuipiciu. Hai să vedem asta. Deci asta, dintre toate încercările pe care le-am avut până acum la challenge-ul ăsta, asta cred că e cel mai prost... cel mai prost pick pe care l-am avut. Ok, cel mai probabil o să dea... lightning pe el. Cel puțin eu asta aș face. Dar l-aș da, mă rog, l-aș da după ce ajunge Mega Knight-ul mai aproape un pic. Oh, și tot a dat o lovitură, nice. Bine, hai să punem și scuipiciu aici. Spong, nice, ok. Uitați câtă treabă a reușit să facă Sparky-ul și încă mai e în viață, nu pot să cred. Ok, hai să punem graveyard-ul direct acolo și punem și balonul. Nice, bun. Fuck. That lock, though. Oh, ok, și tanchează foarte bine. Nu prea-mi place mie cartea asta nouă. E super ciudată, părerea mea. Dar e totuși ok. E totuși ok și nu m-ar supăra să... Ok, facem și așa. Oh, ce... What? Cât de bine a mers treaba aia. Ok, Sparky-ul păstrăm pentru Mega Knight, pentru că Mega Knight-ul ăla e mereu o problemă. Ok, și... punem și scuipiciu, ca să scăpăm repede de Tesla. Ok, și punem și Goblin... nu Goblin Barrel-ul, cum se numește? Skeleton Barrel-ul. Goblin Barrel, Skeleton Barrel. Oricum, e foarte bună combinația de Barrel plus Barrel, știi? Goblin Barrel plus Skeleton Barrel. Am descoperit că merge foarte bine. O să fac asta, pentru că nu vreau atâta damage pe turn. Nu vreau să-l pun chiar acum. Hai să zicem că acel Ice Wiz nu dă atât de mult damage. Nice. Bun. Hai că a fost ok. Și punem Ice Golem, punem Graveyard. Și pun și Skeleton Barrel. Oh, fuck. Cam nasol acolo. Da, cred că e ok. Bun, punem și Sparky. Da, bun, bună treabă, Sparky. Ce m-aș face fără tine? Ok, hai să punem și... Nice. Hai că a dat deja... Oh, cred că am pus prințesa, da, am pus prințesa mult prea aproape. Ah, fuck this shit. Am pierdut turnul, nu cred. Pierdem match-ul ăsta. Din păcate. De fapt, nu se știe niciodată. Hai să încercăm să facem așa. O să facem așa și... Știu că nu are lightning momentan. Oh, shit. Ok, Sparky ăla rupe acolo. Și hai să punem prințesa ca să nu avem probleme cu Mega Knight-ul. Ah, fuck. Ce? What the fuck, dude?
Bine, Racu, Death Rocket, nice, GG. GG, frate. Ok, primul lose. Primul lose la challenge-ul ăsta. Țin să menționez că e a treia oară când intru la challenge-ul ăsta. Adică, în total au fost 100 de gemuri, pentru că challenge-ul costă 50 de gemuri. Primul entry a fost free, al doilea l-am pierdut, mi se pare că pe la 3 sau 4, nu mai știu exact. Iar ăsta, bine, am ajuns, iar ăsta îl vedeți și voi chiar acum. Să sperăm că avem și noi niște picuri mai de Doamne ajută. Inferno decât Tesla, clar, mult mai bun. Wiz, deși arcașele sunt mai versatile așa un pic. Prințul ăla poate să rupă, dar îmi place să iau chestii air. Ok, și dăm, clar îi dăm gigantul pentru că avem Inferno Tower. Ok, asta s-ar putea să meargă, s-ar putea să meargă mai bine meciul ăsta. Tesla aia e nasoală pentru că poate să-mi joace Hog-ul foarte bine, dacă știe cum. Ok, și începem cu... N-aș vrea să încep eu primul, dar ok. Tot mi-a luat o lovitură, dar nu contează. Și o să punem... No, facem așa. Punem Skeleton Barrel aici și Hog. Ok. Oh, that log though, that log. Și totuși that prince. Fuck that shit. Ok, prințesă, te rog. Ah, de fapt nu contează, că oricum. Ah, e bine, e bine. Nu știu ce să facem aici. Aș pune Skeleton Barrel. Oh, nice, dude. Fucking nice, nu cred. Bun, și scoatem Tesla. Superb. Aș fi putut să pun Hog-ul, pentru că știu că nu mai avea elixir. Ok, gigant. Aș pune un Wiz aici. Un Wiz și... Nu știu dacă are Zap, parcă are și Zap, nu mai țin minte exact. Ok, arcașele alea în spate. Inferno Tower aici și... Ah, eu am Zap-ul, ok. Bun, și l-am oprit și pe prinț din charge. Ok, hai că l-am înghețat și Inferno Tower, bun, super Inferno Tower, ce pot să zic. Nice, și mi-am mai luat încă o lovitură acolo, dar nu contează. Bun, hai să punem și noi Skeleton Barrel și Hog. În teorie merge bine, în practică nu prea. Fuck, uite cu minions plus, nu știu eu, cu Skeleton Barrel-ul ăla, nimeni nu păstrează Skeleton Barrel pentru că e de căcat, da. Adică nu știu neapărat dacă e de căcat, dar nimeni nu știe cum să-l folosească, momentan. O să mai dureze până îl are toată lumea, știi, până învață lumea cum se folosește. Ok, Executioner aici. Și Wizard, bă, n-are un spell de splash, din ce am văzut eu. Shit. No, mi-a turnul, uite-mă cu prințul ăla, frate. Ok, hai că e bine, am... Nu știu cum am supraviețuit, dar am supraviețuit. Asta e cel mai important. Ok, hai să lăsăm Goblin Barrel-ul primul, pentru că văd că de obicei avem probleme cu... Ok, și punem și Wiz-ul, nice. Bun, hai că ar trebui să meargă. Ar trebui să meargă treaba aia. Am dat un singur hit, fac. Punem Ice Spirit aici. Da, super Ice Spirit. Ce spell are? Are... Ah, fuck, are loc, da. GG, dude. GG. G fucking G. Eu n-am niciun spell puternic. Na, oricum e GG. Nu știu de ce se mai... Na. De fapt, trebuia să-l las să-mi lea cu Fire Spirits. Ok, și se pare că am pierdut challenge-ul la... Bine, nu încă. După meciul următor, am pierdut challenge-ul la 8... 8 cu 3. Hai să-l pierdem și pe ăsta. Nu știu, am picuri foarte proaste, frate. Am picuri foarte proaste. Am avut bulan de 8 ori la rând, adică na. Totuși, cât? O să iau... Nu știu ce să iau. Rocket sau log? Aș lua rocket-ul. Mai bine iau rocket-ul. Barbarian's Hut sau Goblin's Hut? Hai să iau Goblin's Hut. Holy shit, stai că nu mai am timp. Squeepiciu și... Hog-ul. Ok. A, nu, are și... Să vedem, mi-a dat mie oare? Skeleton Barrel-ul. Nu știu, încă nu știu dacă mi l-a dat mie. Eu sper să mi-l fi dat mie, pentru că dacă mi l-a dat mie... O să iasă bine. Ok, și am rocket-ul... Ok. Nu pot să le prind pe ambele, din păcate. Și nici nu știu exact cât de rocket-ul pe un Barbarian's Hut. De fapt și de drept.
It's ok, I guess. Bun, nice, am scăpat și de prințesă și de... Hai că e ok, hai că e ok. Scripiciul ăla o să mă ajute mult. Bine, dă și logo. Am înțeles. Punem archers aici. Să ne luăm cât mai puțin damage pe turn. Ok, și de aici putem să începem un push. Nu știu exact cum să-l facem. Hai să facem așa, skeleton barrel. Așteptăm puțin să înainteze, după care punem și noi hog-ul și punem un rage, frate, aici. Punem un rage. Ok, nice. Nice, bun. Hai că am scăpat destul de bine de hatul ăla, pentru că hatul ăla a costat mult mai mult decât m-a costat pe mine să-l scot. Ok, și punem Dart Goblin aici. Sau merită? Nu știu dacă merită. Punem Goblin's Hat. Puțin mai devreme ca să scăpăm mai repede de... Practic am anulat un hit de la Icewiz, ceea ce e ok. Și acum începem și noi să dăm damage într-un final. Din păcate nu avem ce să facem pentru prințesa aia, așa că trebuie să așteptăm să facă target pe ceva. Nu pot să pun Dart Goblin-ul acum. Acum pot să-l pun. Nici acum n-a fost tocmai cea mai bună idee. Archers aici. Nice. Ok, și logo nu le-a luat, asta era cel mai important, de fapt. Hai să punem Skeleton Barrel aici, Hog și Rage. Fucking Rage, go! Go, 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 go! Ok, nice! Ah, bine. Hai că prindem destul de bine damage acolo. Scuipici aici. Așa și așa, și ar trebui să ne descurcăm cu tot ce e acolo. Oh, holy shit, heal! Heal pe aia, what the fuck, dude? N-am văzut în viața mea așa ceva, dar e o strategie foarte bună. Hat aici. Hog. Încă un scuipici, ce ziceți de doi scuipici? Ah, o să dea log, fuck. Ah, nu, stai, ba da. Nu mai știam exact dacă a dat logo sau nu. Ok, hai că am prins două hituri. Nu e rău deloc. Archers, nici nu știu. Hai să punem archers aici. Un goblin barrel din spate. Nu un goblin barrel. Mamă, ce-am, frate, cu goblin barrel? Adică știu ce am cu goblin barrel. Ok. Hai că încă mai putem să facem ceva. Încă se poate. Nimic nu e pierdut. Please. Ok, prințesa aia, frate, deci a dat mult prea mult damage, mult mai mult decât ar fi trebuit să dea acea prințesă. Nu știu cum să mă apăr de GG, dude. GG. G fucking G. N-am ce să le mai fac. Sunt deja prea multe chestii acolo ca să mă mai pot apăra de ele. GG, GG, o să-i dăm un GG pentru că a fost GG. Uite, vedeți? Și el a dat GG. Băi, 8-0, super bine. Na, bineînțeles că pe cameră nu puteam să fac un win, pentru că niciodată nu fac win-uri pe cameră. Ați văzut, pe cameră, adică în timp ce filmam am ajuns în Arena 10 încercând să pușez în Champion. Și din nou filmând am pierdut 3 meciuri la rând după ce am câștigat 8 la rând. Mă rog, asta e viața, se întâmplă CSF-n, ai CSF-n. Goblin și avem și eu o epică? Ok, avem și o epică care e Skeleton Army, pe care pot să o aduc la 6. Nice, e ok. Nu mai intru încă o dată la asta pentru că nu are rost. Cartea asta e un căcat. Toată lumea e de aceeași părere, probabil o să-l... De fapt, nu e... E ok, frate, mie mi se pare ok, doar că... Nu prea așa are rostul în meta-ul curent, știi? Adică... E o carte în plus, pur și simplu adăugată pe degeaba, părerea mea despre cartea asta. Și la challenge, nimeni nu o păstrează, frate, toată lumea se chinuia să scape de ea, toată lumea a dat-o la oponent. Adică, cel puțin din astea 8 meciuri pe care le-am jucat, în absolut toate, când mi-a venit mie Skeleton Barrel-ul, indiferent că se combina cu cărțile pe care le aveam deja, o dădeam. Și la fel și la ei aveau cărți de combo, aveau Goblin Barrel. Și le-a picat și Skeleton Barrel, dar mi l-au dat mie, pentru că cartea e atât de căcat încât nu merită să joci cu ea. Era, ai șanse mai mari să pierzi cu ea decât să câștigi cu ea. Mă rog, cam asta a fost cu episodul ăsta. Eu sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Cam atât de zis, eu am fost Racu și până data viitoare. Peace!